Bună ziua din nou și bine ne revedem la o întâlnire, aș spune eu, tradițională, inaugurată cu mai mulți ani în urmă de către domnul primar, domnul deputat de acum, Laurențiu Leoreanu, care este prezent și el astăzi alături de noi. Și am mai făcut o invitație, de fapt două invitații, către două instituții importante din județul Neamț și vorbesc aici de Camera de Comerț și Industria județului Neamț, reprezentantă de doamna director Elena Miron, alături de noi, și de doamna consilier juridic Anca Băideanu, și de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, cu sediul la Piatra Neamț, șef serviciu comunicare, doamna Gabriela Bobeanu. Bineînțeles și mulțumim de prezență. Sigur, încercăm ca în această întâlnire pe care o avem să prezentăm lucruri care s-au întâmplat în municipiul nostru, să analizăm perspective și totodată să venim și cu informații concrete, cu informații certe de la autorități și instituții importante din județ, pentru a ne forma o imagine corectă, reală, despre ceea ce se întâmplă în municipiul Roman și în zona noastră. Am să îl rog acum pentru început să ne adreseze un mesaj domnul deputat, având în vedere că dumnealui trebuie să se retragă mai repede la această întâlnire, având alte activități și alte activități pe ordinea de zi, să ne transmită un mesaj, informații și, sigur, dacă vor fi și alte întrebări, le vom prelua noi și ulterior să ne vom transmite la cabinet. Vă rog. Domnule primar, doamnelor și domnilor, să rămână bună ziua și prima dată ar trebui să vă spun bine ați venit acasă. Pentru că oricât de aproape ori ar fi o zonă din Europa, de oriunde, și oricât de acomodați și obișnuiți cu locul în care trăiți sau vă desfășurați activitatea, opinia mea este că acasă rămâne acolo unde a fost primul fir din rădăcină. Prima dată de unde s-a tras seva. Și eu consider că acasă rămâne întotdeauna zona unde te-ai născut, unde ai trăit primii ani, unde ai dobândit primele elemente de educație și primele cunoștințe. După 2 ani foarte grei din pandemie și dumneavoastră i-a simțit foarte pregnant, cred că și în locurile de unde veniți, iată că se reușește în acest an să se reia și vă felicit, domnule primar, că ați reluat această acțiune pe care, într-adevăr, am inițiat-o atunci când eram primar și aveam întâlniri și dezbateri cu cei din Roman și din zona Roman care se află în diaspora și cu toată aprecierea față de activitatea dumneavoastră, față de munca dumneavoastră și față de contribuție dumneavoastră pe care ați avut-o, o aveți și o veți avea la ceea ce înseamnă dezvoltarea României, contribuția la PIB și investițiile pe care le faceți aici. Să știți că am fost și eu prezent în țări din Europa unde am avut întâlniri cu diaspora și aici pot să vă spun Italia, Roma, Torino, pot să vă spun Irlanda, Dublin, pot să vă spun despre Spania, Barcelona, Madrid. Acolo unde am avut întâlniri, am discutat și bucuria mea a fost că invariabil de câte ori m-am întâlnit, cea mai mare cred că a fost la Dublin, unde ne-am întâlnit cu peste 350 de reprezentanți ai diasporei românești. Dar bucuria mea a fost că oriunde ne-am întâlnit, întotdeauna a fost și un reprezentant plecat din Roman sau din zona Romanului și a fost întotdeauna o atmosferă foarte frumoasă și foarte caldă. Ceea ce voiam să spun că, într-adevăr, și dumneavoastră ați trăit și trăiți acolo aceleași stări de fapt ca și în România. Trecem cu toții printr-o perioadă foarte grea, foarte zbuciumată. Aș zice că e cea mai zbuciumată și cea mai grea perioadă de după al doilea război mondial,
pentru că lucrurile au venit în cascadă, plecând de la pandemie, care a indus o criză sanitară. Criza sanitară a adus o criză economică, o criză socială în foarte multe țări și o criză politică, dacă ne referim chiar și la România sau chiar Italia, ceea ce s-a întâmplat de acolo de curând. Nu mai vorbim de Marea Britanie, deși Marea Britanie nu mai este partea Uniunii Europene, este partea Europei și pulsează în același timp până la urmă cu ceea ce se întâmplă în Europa. Evident că aceste lucruri nu puteau să ocolească România din criza economică, așa cum am spus, a ajuns și la criza socială. Ulterior avem acest conflict. Să știți că chiar am sesizat în discuțiile care le-am avut în această vară în Italia, în Spania, că pe parcurs ce te depărtezi de România se percepe din ce în ce mai difuz acest fenomen al războiului din nord-estul României. Eu sincer n-am crezut în viața mea că voi mai trăi astfel de evenimente în care să avem de-a face cu un război dus la nivel clasic, la luptă în tranșee, cu arma în mână, lupte de gherilă și așa mai departe. Am trăit din plin, mai ales noi aici în zona Moldovei, ceea ce înseamnă traficul major a persoanelor refugiate din Ucraina și cred că așa cum la Revoluție am avut respectul Europei, da, ca de obicei știți, noi avem talentul ăsta câteodată să aruncăm, să vărsăm donița după ce se umple. Așa s-a întâmplat și după acel fenomen și încetul cu încetul am pierdut foarte mult din respect și recunoaștere. Iată că a fost un revival, ca să spun așa, această acțiune pe care am avut-o cu toții, cu sprijinul umanitar, cu traficul refugiaților, cu traficul de materiale care se întâmplă rutier, feroviar și am fost un sprijin, un punct nodal alături de Polonia și în discuțiile pe care le-am avut în țările europene, din nou este o stimă și un respect față de ce a făcut România în această perioadă foarte grea. Nu este foarte simplu, pentru că după sau concomitent cu acest conflict pe care îl avem în nord-estul României, avem criza energetică care este prezentă peste tot în lume, mai ales în Europa și foarte adâncă și în România. Lucrurile nu sunt deloc simple, discuții sunt și cu partea din zona Emiratelor Arabe și cu partea din Norvegia, acolo unde sunt posibilități de a ne racorda la anumite surse compensatorii vis-a-vis de vechiul izvor care provenea din zona euroasiatică, mă refer aici la Rusia. Așadar, trăim cu toții niște convulsii ale acestei perioade, nu este deloc simplu. Criza economică aduce un impact atât la nivelul dezvoltării naționale a națiunii, dar și la nivel regional, la nivelul comunităților, dar și la nivel personal și cu fiecare dintre noi simțim aceste lucruri. Sigur că încercările sunt peste oameni, împreună putem trece peste ele. Am avut și am o admirație, dacă vreți, și în discuțiile pe care le-am avut la nivelul Poloniei față de polonezi, care sunt foarte solidari și care sunt foarte uniți în perioade de criză. Și cred că din atitudinea poporului polonez și din atitudinea oricărui popor care dă dovadă de solidaritate, demnitate, onestitate și în care avem întotdeauna de învățat. Dar cred că și noi, România, într-o această perioadă grea, am dovedit că putem fi uniți și trece peste aceste lucruri. Am vrut doar să fac o radiografie pe care și dumneavoastră cred că o știți, o simțiți foarte bine. De asemenea, alături de bun venitul acasă, de faptul că v-ați întâlnit prietenii, familia, cred că amintirile și tot ceea ce vă încarcă vă dă o nouă energie ca odată întorși acolo să vă luați doza de forță, de putere și de energie până la viitoarea revenire. Domnul primar, împreună cu distinsele noastre invitate, vă vor prezenta niște lucruri foarte interesante. Chiar discutam și de la Camera de Comerț vis-a-vis de cum se poate acredita o persoană prin practica care a desfășurat-o la nivelul Uniunii Europene. Un lucru chiar foarte interesant despre care nu știam și mă bucur să aud de acest lucru, pentru că încetul și cu încetul lucrurile se egalizează sau se vor egaliza la nivelul Uniunii Europene. Din păcate, s-au egalizat prima dată cheltuielile, prețurile și au rămas mai jos veniturile.
dar încep să vină din urmă, pentru că pot să vă spun că nu neapărat o persoană cu foarte înaltă specializare, dar o persoană la nivel de muncitor calificat, specialist într-un domeniu ca instalator, electrician, tâmplar, au reușesc chiar în zona Moldovei, în zona Romanului, să realizeze venituri destul de bune. Când spun destul de bune, între 1.500-2.000 de euro pe lună, care totuși înseamnă un venit relativ bun, iar dumneavoastră știți foarte bine că nici în vestul Europei, Europa Occidentală, așa cum o numim, lucrurile nu mai sunt chiar cum erau acum câțiva ani. Lucrurile s-au mai schimbat. Și avem și acolo un recul. Așa încât poate este un moment nodal în care fiecare își analizează, își creează o perspectivă și un parcurs pentru perioada următoare legat de familie, legat de evoluția în carieră, legat de ceea ce înseamnă armonizare în comunitate. Dincolo de toate aceste lucruri, un eveniment mai puțin dorit și pe care noi l-am sesizat, am și atras atenția, a fost această situație neplăcută cu podul de la Horea, unde s-a stat foarte mult. Noi am avut discuție cu Ministerul Transporturilor și Direcția Regională de Drumuri și Poduri de la Iași, care este instituție subordonată Ministerului Transporturilor. Într-adevăr, pentru o reparație care se facă în luna mai-iunie sau dacă nu se reușește în septembrie-octombrie. Nu ne-am gândit nicio secundă că vor veni cu acest drum să-l facă în august, mai ales când traficul este foarte, foarte mare și foarte mulți din Romașcan sau cei din zona Roman metropolitan vin acasă. Am tras mai multe semnale de alarmă și prin adrese, și prin discuții oficiale, și prin intermediul mass mediei, de la nivelul RDP-ului până la nivelul Ministerului. Se pare că s-a intrat într-o zonă de autism și n-au vrut să discute. Unii speculează că ar fi și vorba despre vendete politice ca să fie un anumit atac sau o atmosferă neplăcută vis-a-vis de primărie sau vis-a-vis de administrația publică locală, care nu are implicare acolo, pentru că ați văzut, unii scrie tabla cu Roman. Unii se termină și unii începe și ține de drumurile naționale, fiind drum european, E85. Dar, din păcate, acest lucru s-a întâmplat, nu este deloc în regulă, pentru că se putea face oricând această reparație, nu în luna august, când avem o supraaglomerare a traficului rutier. În rest, orice lucru, orice sugestie, orice punct de vedere corect, constructiv și care poate să aducă un plus din experiența dumneavoastră pe care ați trăit-o, pentru că sunt convins, vreți, nu vreți, ați intrat în dialog, ați intrat în contact nemijlocit și cu instituțiile publice sau administrațiile locale de acolo unde vă desfășurați activitatea, este pentru noi un plus. Să știți că și noi suntem racordați la tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în comunitatea europeană, legat și de aceste mecanisme a fondurilor europene, PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, sau fondurile europene, ambele constând în sume substanțiale pentru dezvoltarea României în perioada următoare. Din păcate, ne lovim de acest lucru de care s-a lovit și se lovește și Europa Occidentală, lipsa forței de muncă. Sunt multe firme care s-au închis datorită lipsei forței de muncă. Lucrurile se află într-o anumită dinamică. Știți că există, așa cum s-a întâmplat când de Republica Moldova, din România, au plecat o parte căutând, când a plecat nimeni de foarte bine sau huzurind. Fiecare a plecat să încerce să caute o viață mai bună. Același lucru se întâmplă dinspre est, spre vest și spre România și întâlnim tot felul de încercări cu forță de muncă care vine din Nepal, din Filipine sau alte țări din zona asiatică. Este mult mai greu pentru că vin cu o altă cultură, vin cu o altă percepție pentru societate, dar trăim aceste vremuri cu toții. Eu cred că fiecare etapă poate să vină cu anumite oportunități, iar faptul că dumneavoastră ați venit astăzi aici nu poate decât să mă bucure, să vă transmit salutul meu și toată gândirea cea bună. Iar dacă aveți anumite propuneri, anumite idei care credeți că pot impacta pozitiv, atât la nivelul comunităților existente în România, dar și a comunităților românești din afara României, pe care noi le-am putea regla la nivelul Parlamentului, prin anumite norme, prin anumite produse legislative care să aducă
pro bono o activitate și o acțiune mult mai bună legată și din experiența din zonele în care trăiți, toate lucrurile acestea le primim cu foarte mare deschidere și sunt alături și vă promit că le voi promova la nivelul legislativului românesc. În rest, tot gândul meu cel bun, să ne dea Dumnezeu pace. Mi-aduc aminte că bunicii mei aveau o vorbă și spunea, fie cât de greu, numai război să nu fie. De aceea spun să fie pace, liniște, sănătate și să dea Dumnezeu să trecem peste această criză energetică, economică, care, din păcate, este foarte adâncă și încă departe de a se finaliza. Eu voi pleca pentru că mai am și alte întâlniri în programul de astăzi. Din păcate, domnul primar numai el mi-a spus de acest program și agenda era deja făcută, dar pot să mai stau dacă vreți să-mi adresați o propunere sau o întrebare, astfel încât chiar dacă dincolo un pic voi întârzea, mă voi scuza, dar din respect pentru dumneavoastră nu voi pleca imediat ce am terminat aceste cuvinte. Gândul cel bun, inima curată și să ne dea Dumnezeu bine tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru această trecere în revista principalelor probleme locale, naționale, cu care ne confruntăm. Vreau să zic că aici în sală sunt atâți reprezentanți din diaspora, din zona europeană, dar și din zona de peste ocean. Și asta înseamnă că informațiile sau problematica va fi una care va trece și dincolo de zona europeană. Așa este, sunt diverse probleme, iar în acest moment ne confruntăm cu aspecte nu tocmai plăcute, dar aș veni într-o zonă de optimism și într-o zonă în care administrația publică din municipiul Roman încearcă să găsească soluții pentru tot ceea ce înseamnă cetățean romașcan. Mă refer aici la cei care locuiesc permanent în Roman, dar și la cei care sunt, cum sunteți dumneavoastră, în zona de diaspora. Ne dorim ca orașul nostru să fie un oraș atractiv, un oraș frumos, un oraș dezvoltat, unde să putem găsi atât locuri de relaxare, cât și instituții serioase și mă refer aici la zona de învățământ, la zona de sănătate, la zona de agrement sportivă, tocmai pentru a putea să ne dezvoltăm armonios și pentru ca orașul să devină un oraș atractiv, iar dumneavoastră, cei care astăzi sunteți, să zicem, într-un concediu acasă, să vă doriți, poate într-un timp scurt, să reveniți definitiv aici, să veniți cu experiența dumneavoastră, să veniți cu familia și să contribuim împreună la ceea ce zicem noi sau numim noi dezvoltarea orașului Roman. Așa cum poate ați aflat, orașul Roman beneficiază de investiții importante, lucruri care s-au finalizat și foarte multe proiecte viitoare. Aceste proiecte transced, așa cum am spus, diverse zone. Dacă ne referim la zona de învățământ, vreau să vă spun că de când nu ați venit, anul trecut foarte puține au fost, am reușit să facem câteva investiții importante și m-aș referi la Școala Vasile Alexandrii, Corpul B, care este și monument, a fost reabilitat. Am reabilitat și va funcționa în această toamnă o altă clădire monument, Casa C.C. Iliescu de pe Dobrogeanu Gherea, vis-a-vis de Casa Căsătoriilor, care va fi, începând cu 5 septembrie, o nouă grădiniță, cu tot ceea ce prevăd standardele europene, cu dotare și cu condiții deosebite pentru copii. Fosta creșă Smirodava, de pe strada Smirodava, actualmente este reabilitată integral și funcționează în acest moment creșa Casa Fluturașilor, care este în coordonarea Direcției de Asistență Socială de la Primărie, o instituție care are 90 de locuri pentru acei copii antepreșcolari. În ultimul timp au fost și în zona de relaxare sau de agrement finalizate câteva investiții importante
și ați aflat cu toții sau v-ați și plimbat prin parcul Zăvoi, un parc deosebit de frumos și generos. Nu. Și vreau să vă spun că Fundația pentru Mediul Ecotic ne-a acordat premiul de excelență pentru acest parc. La fel, am mai făcut un parc într-o zonă care altădată era uitată de lume și e vorba de parcul Zăvoi, care vine în proximitatea locurilor spre varianta ocolitoare vest, să creeze spații de relaxare pentru romașcani. În zona de condomenii am avut proiecte importante și am reușit să finalizăm reabilitarea termoenergetică a 7 blocuri din municipiul Roman. Nu sunt foarte multe, a fost un demers dificil, dar iată, am terminat aceste blocuri și sigur o să avem în vedere și pentru etapa următoare, funcție de axele de finanțare și reabilitări în acest domeniu. Pentru zona de condiții de viață și de în municipiul Roman, este derulat un proiect care este foarte important, care e și vizibil de altfel, pentru că e vorba de iluminatul public ecologic, înlocuirea tuturor lămpilor vechi cu lămpi ecologice, lămpi LED, care, pe lângă faptul că au lumină plăcută, vor avea și, vom avea și o economie de aproape 30% la cheltuiala cu energie electrică în administrației publice locale. În zona de sănătate, perioada aceasta au fost investiții importante, dar cea mai importantă, consider finalizată în acest an, a fost dotarea de circa 1,5 milioane de euro a spitalului cu aparatură modernă, necesară în special în zona de terapie intensivă și săli și blocuri operatorii, și nu numai, și în zona de sterilizare. Iar pentru spital va demara în acest moment, într-o săptămână, două, construcția unui centru imagistic nou, unde va fi aparatură de investigații de înaltă performanță, așa cum găsim în centrele universitare, pentru că avem specialiști în municipiul Roman, din medici foarte buni, și dorim să îi ținem aici și să aducem alții și mai valoroși pentru a putea dezvolta sistemul sanitar din Roma, alături de cel de învățământ, două direcții importante pe care și priorități pentru administrația publică din municipiul Roma. Mai avem în vedere și dezvoltarea zonei de locuințe și astfel, printr-un contract cu Agenția Națională de Locuințe, vom da în toamna aceasta 20 de apartamente, un bloc cu 20 de apartamente pentru specialiștii în sănătate, tocmai ca să venim, să devenim un oraș atractiv pentru cei care activează specialiștii din acest domeniu. Și zona de locuințe sociale va avea o alocare importantă, o alocare nouă, 56 de locuințe noi, locuințe individuale într-un mini cartier cu 3 blocuri în strada Islazului. Va fi finalizat în această toamnă și dat celor care îndeplinesc condiții pentru ocuparea unei locuințe sociale. Deci acestea sunt lucruri care, să zicem, câteva lucruri importante din diverse domenii sau din principalele domenii care le aveam în vedere și care s-au întâmplat în perioada anterioară în municipiul Roman. La fel, gândul nostru merge și în etapa următoare, în zona dezvoltării, în zona creierii de confort, în zona dezvoltării serviciilor și crearea unui mediu cât mai bun în municipiul Roman. Și proiectele imediat, de perioada imediată, sunt importante. În domeniul învățământului sunt 4 școli care vor intra în reabilitare. Școlile numim generic, aici vorbim de școala din cartierul Nicolae Bălcescu,
care va fi modernizată integral și va avea o construcție, în construcție o sală de sport nouă, proiect integrat care va veni și cu reabilitarea străzilor. Mai sunt 3 străzi din acest cartier, poate unii dintre dumneavoastră sunteți din cartierul Bălcescu, Nicolae Bălcescu, și iată că prin acest proiect vom finaliza asfaltarea tuturor străzilor și din acest cartier. La fel avem reabilitare pentru școala Costache Neipi din cartierul Petru Rareș, construcție nouă, modernizare, la fel proiect integrat cu reabilitări de străzi din cartierul respectiv. Liceul Tehnologic Vasile Sav, fostul liceu numărul 2, la fel va fi va intra într-un proces important de modernizare și de dotare, corp de clădire, de școală, de ateliere, sală de sport, vor fi toate modernizate. La fel ca și școala de artă Sergiu Celibidache, fosta școală 7, va intra în acest într-un astfel de proces de modernizare și dotare. Sunt zone de învățământ importante care trebuie să modernizate, tocmai ca fiecare din locuitorii acelor zone, cartiere, să aibă condiții, așa cum sunt și cele din centrul orașului, să aibă un acces facil și o dotare corespunzătoare. Zona de sănătate, așa cum v-am spus, va fi acest centru imagistic important și cu o dotare importantă. Am să vă mai spun un lucru, că am auzit că au fost discuții legate de fostul tradițional, să zicem, bâlci de sărbătoarea Romanului, și această sărbătoare noi nu am uitat-o și o amintim de fiecare dată, inclusiv în acest an, doar că într-un alt mod, cu alte manifestări, vorbim aici de seri de cinema în Parcul Roman și alte activități și spectacole, pentru că în acea zonă, zona bazarului, cum o numim noi, avem deja în presemnare, precontractare, două proiecte importante, și e vorba de un campus pentru ani de preșcolari, va fi o creșă și o grădiniță în acea zonă, o creșă care va fi contractată și implementată cu parteneriat cu Ministerul Dezvoltării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu 110 locuri, și o grădiniță cu 4 clase, urmând să semnăm contractul cu Ministerul Educației, lucruri care se vor întâmpla imediat în perioada următoare. Și aceste două componente noi, de creșă și de grădiniță, au venit în urma solicitării romașcanilor, a faptului că am observat în ultima perioadă că mulți tineri s-au întors, sau chiar dacă nu și din țară, dar și din alte localități din țară, unde își aveau activitatea până acum, au găsit locuri de muncă mai bine plătite în municipiul Roman, au găsit mai multe condiții bune în municipiul Roman și au nevoie de locuri pentru creșe și pentru grădiniță, pentru copii. De aceea avem o atenție deosebită pentru această zonă, iar zona bazar, acea fost zonă bazar, a fost o zonă adecvată, având în vedere că este și în proximitatea parcului Zăvoi, pe care l-am finalizat, iar lângă parcul Zăvoi, de la acest bazar, avem un proiect care sper că va fi un deosebit de frumos, amenajarea falezei pe digul râului Moldova. Astfel că acolo va fi o zonă atât pietonală, cât și o zonă ciclabilă, de plimbare și de relaxare, cu mobilier urban modern, cu iluminat modern, și va veni să închidă toată aceea zonă de parc, de zonă de agrement, de acopletă, de la complexul Moldova și până la strandul, la stadionul Moldova. O zonă de promenadă care este în etapa de avizare la Apele Române și sperăm noi să identificăm o axă de finanțare în viitorul, prin viitoarele axe de finanțare. Și în zona de locuințe dorim să avem încă două blocuri noi pentru specialiștii în învățământ, blocuri ANL, care se înceapă de anul viitor.
și astfel să putem oferi pentru mai multe categorii profesionale atractivitate. Așa cum am spus mai devreme, vom aloca 20 de locuințe pentru medici, iar în etapa următoare și specialiștii în învățământ să găsească astfel de oportunități în zona municipiului Roman. O clădire pe care o vedem cu toții și s-au trecut de foarte multe ori pe lângă ea și de ani de zile nu a fost reabilitată. Va intra într-un proces de modernizare și reabilitare cu proceduri începând de anul acesta. Este vorba de Policlinica din Roma, o clădire care are o adresabilitate extraordinar de mare, dar care a fost nemodernizată în ultimii ani. O avem în vedere și sperăm noi că în maxim un an, jumătate, maxim 2 ani să fie integral reabilitat. Mai avem în vedere și câteva investiții în zona de infrastructură și aceasta aș privi pe două componente importante. E vorba de o infrastructură ocolitoare și de refacerea unei artere, artera Roman Est, proiect care urmează să-l semnăm cu Ministerul Dezvoltării. Și un lucru important, sau aș spune eu poate cel mai important lucru, este aplicarea administrației locale și încercarea de a găsi soluții cât mai aplicate pentru problema apei în municipiul Roman. De aceea am primit alocarea pentru reabilitarea unui rezervor de 5.000 de metri cubi, o alocare importantă de circa 7 milioane de lei, tocmai pentru a putea crea o rezervă suplimentară de apă pentru municipiul Roman. Și atunci când sunt situații de intervenție, să putem avea apă, să livrăm apă pentru romașcani tot timpul, nu așa cum se întâmplă acum cu porția, cum e vorba. Știm cu toții, avem o restricție de apă și cel puțin în zona centrală se resimte seara după ora 10 până spre dimineață. Furnizarea este cu presiune redusă, ca să-i spunem. De aceea, administrația publică din Roman, eu personal am solicitat companiei județene Apa Serv, care nu este în coordonarea noastră, din păcate, să-și aloce resurse suplimentare pentru a putea rezolva împreună această problemă. Am solicitat chiar ca redevența pe care o datorează să o reinvestească într-un procent de 90%, nu discreționar sau la latitudinea celor din companie, ci 90% din redevență să se regăsească în zona de investiții. Iar noi am început în Roman un program de sectorizare și de bitmetrie, tocmai pentru a putea interveni prompt și pentru a putea monitoriza dacă există avarii și pierderi pe fiecare sector din Roman. Și deja două astfel de sectoare au fost făcute, e vorba de unul pe strada Roman-Mușar și una în cartierul Favorit. Deja funcționează și avem un sistem informatic SCADA care monitorizează constant debitul în aceste zone. Alte două vor intra în perioada imediat următoare în construcție și e vorba de unul care sectorizează cartierul Danubiana, va fi în strada Dumitru Mărtinaș, Corduțul Transilvaniei, iar altul în cartierul Mihai Viteazu. Sunt prioritățile pe care le-am identificat și încercăm să le rezolvăm, așa cum am spus, și în această zonă de servicii publice, dar efortul trebuie să fie comun. Noi, vedeți, facem investiții, încercăm să avem alocări importante, tocmai pentru a crea și utilități la nivelul pe care ne-l dorim. Sigur, sunt multe lucruri care ar mai putea fi spuse, regenerări de spații urbane prin amenajarea a peste 800 de locuri de parcare noi, prin eliminarea celor vechi garaje, la fel un proiect de regenerare urbană premiat anul trecut de către Asociația Municipiilor din România, a fost finalizat pe lângă circa 40.000 de metri pătrați de spații verzi amenajate în această zonă, Smirodava, Republicii Cearusei. Sunt lucruri care le-am făcut, sunt foarte multe lucruri pe care, sigur, mai vrem să le facem, dar n-aș vrea să monopolizez discuția doar cu
prezentarea mea. Sigur, e foarte important și ceea ce ne veți transmite dumneavoastră, anumite direcții sau viziuni pe care le aveți cu privire la anumite servicii sau dezvoltări sau reabilitări din, din oraș, având în vedere experiența sau ceea ce vedeți dumneavoastră acolo unde momentan trăiți, vă desfășurați activitatea. Sănătate! Mulțumesc! Și așa cum prezentam în deschidere, am alături de mine reprezentanții a două instituții importante cu care noi colaborăm. Să mai spun ceva și mă retrag. Sigur. Aș vrea să spun că Romanul a devenit și un pol atractiv și un pol economic. Romanul produce în momentul de față 51% singur. 51% din PIB-ul județului Neamț. Adică celelalte, Piatra Neamțul, Săvineștiul, Bicazul, Târgu Neamț, Rosnov, la un loc, produc sub 50% din PIB-ul județului Neamț. Romanul a reușit să depășească 51% din PIB-ul județului Neamț, ceea ce înseamnă că și prin investițiile și investitorii strategici care au venit în Roman și au dezvoltat capacități economice, a adus un plus și doi, și ca centru de atractiv, și parcul municipal reabilitat și ștrandul din Roman, adună el cetățeni și de la Pașcan și de la Târgu Frumos și de la Piatra și de la Bacău, ceea ce înseamnă că suntem pe un drum bun, deși mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut. Dacă aveți ceva special pentru mine, că aș vrea să mă retrag la ora 12, trebuie să ajung la o nouă acțiune și activitate. Dacă nu, vă asigur de întregul meu respect, vă îmbrățișez, sănătate, bucurie, acolo unde mergeți și gândiți-vă și la gândurile de aici și de acolo pot să realizeze un arc frumos în timp și spațiu care să ne dea forța să mergem împreună mai departe. Multă sănătate și Doamne ajută! Vă mulțumesc! Așadar, o să rog pe invitații mei de astăzi să ne facă precizări cu privire la activitățile pe care le coordonează și am să încep cu doamna director de la Camera de Comerț și Industrie din județul Neamț, doamna Elena Miron, un partener deosebit pentru municipiul Roman, cu care avem foarte multe activități, atât de promovare prin târguri și expoziții, dar și activități de susținere, de mediere, de consultanță pentru zona de business din municipiul Roman și vă rog să ne spună și dumneavoastră câteva informații. Mulțumesc! Ce vă pot spune eu, într-adevăr, ceea ce spunea domnul deputat Leoranu, este că municipiul Roman a devenit pol important de dezvoltare în județul Neamț. Și o perspectivă nemaipomenită de dezvoltare. Și domnul primar poate spune că urmează lucrări de infrastructură foarte importante în zonă, atât în județ cât și aproape de municipiu. Deja județul Neamț și municipiul Roman este într-o criză fantastică de forță de muncă. Și urmează noi investiții care, bineînțeles, vor avea nevoie de această forță de muncă și, în special, forță de muncă calificată. Forță de muncă calificată în construcții și nu numai. Sunt capacități de producție care s-au dezvoltat foarte frumos. În municipiul Roman sunt firme cu peste 1000 de salariați și care doresc să-și dezvolte în continuare capacitatea și să angajeze personal. În general, personal calificat, dar nu numai, și personal necalificat. Și orașul trebuie să recunoașteți și dumneavoastră că arată din ce în ce mai bine și e din ce în ce mai înfloritor. Dumneavoastră o vedeți mai bine pentru că veniți mai rar și vedeți care sunt diferențele. Dar vă spun și eu care vin de la Piatra Neamț că sunt invidioasă, arată mult mai bine decât municipiul reședință de județ. Pe noi acolo la Piatra ne ajută foarte mult natura, pe aici ajută mâna omului care se cunoaște din ce în ce mai
bine și ceea ce s-a realizat se vede frumos. Ce vă pot spune este că Camera de Comerț pune la dispoziție o serie de servicii. Chiar aici în Roman avem reprezentanța care funcționează de 15 ani. Da, și care în principiu face servicii de consultanță juridică pentru înființarea firmelor și pentru modificări la firme. A venit înapoi în țară și a început o afacere pe experiența pe care ați căpătat-o în afară, reprezintă o opțiune. Da? Așa cum spunea și domnul deputat și domnul primar, salariile și veniturile deja nu mai sunt acelea de acum 10, 15, 20 sau 30 de ani. Sunt venituri importante pe care profesioniștii le obțin printr-o afacere, printr-o persoană fizică autorizată și chiar salariile au crescut față de ceea ce știți dumneavoastră că se întâmpla acum câțiva ani. Așa că vă invităm să vă gândiți foarte serios dacă reîntoarcerea acasă n-ar fi o opțiune, având în vedere că deși cheltuielile, cum spunea domnul primar, s-au aliniat la ceea ce se întâmplă în Europa, totuși trebuie să spunem că cheltuiala cu chiria nu este departe de a fi cea din afară. Adică, eu n-am auzit în județul Neamț chirie mai mare de 200-300 de euro, poate o casă, să o plătești cu 500 de euro o casă, destul de mare. Dar chiria într-un apartament se ridică undeva la 100-150, maxim 200 de euro, ceea ce e mare diferență. Poate că la mâncare, poate că la celelalte cheltuieli, suntem tot acolo. Ce vă putem noi oferi în plus, în afară de această consultanță privind înființarea unei societăți comerciale sau persoană fizică, este partea de pregătire profesională. Noi avem o mulțime de cursuri și de calificare și de perfecționare, inițiere pe care le oferim în funcție de necesitățile pe piața muncii. În schimb, mai oferim ceva foarte important, certificarea competențelor pe care dumneavoastră le-ați căpătat în munca pe care ați făcut-o acolo unde trăiți în prezent. Adică, ce înseamnă asta? Dacă dumneavoastră ați lucrat într-o companie de construcții și ați învățat zidărie, dar nu aveți o diplomă, există centre de evaluare a ceea ce știți dumneavoastră să faceți. Da? Și prin examinări și discuții cu evaluatorii se certifică faptul că dumneavoastră stăpâniți meseria respectivă și că vi se pune la dispoziție în urma acestor examinări, să le spunem, nu examinări, vi se pune la dispoziție o diplomă care certifică faptul că dumneavoastră știți meseria respectivă. Ceea ce e un lucru foarte folositor în angajarea dumneavoastră și nu numai dacă vă întoarceți și lucrați în România, este folositor și dacă diploma respectivă, să știți că e valabilă peste tot în Europa, puteți să obțineți o angajare mai bună chiar în afară. Cam atât am eu de spus. Aveți la dispoziție materialele pe care, nu știu dacă toată lumea le are, dar putem să le mai multiplicăm în cazul în care trebuiți. O avem și pe Anca Veidean, colega mea de aici de la Roman, care vă poate răspunde la ce întrebări aveți în ceea ce privește înființarea unei societăți comerciale. Și orice altă, vă aștept cu mare drag, vă rog din suflet să aveți curaj, să deveniți proprii dumneavoastră, să deveniți antreprenori în primul rând și vă aștept să vedem ce vi se potrivește în funcție de ceea ce știți dumneavoastră să faceți, să găsim forma juridică potrivită pentru afacerea dumneavoastră.
Și nu în ultimul rând, țin să precizez faptul că impozitele și taxele plătite în România la momentul acesta sunt mult mai mici decât în orice altă țară din Europa. Mulțumesc pentru precizări. Într-adevăr, ceea ce înseamnă certificarea de competențe, această procedură e, cred eu, un lucru extraordinar de bun pentru a putea să profesezi în ceea ce ai învățat și știi mai bine. La fel și perspectiva unei zone de afaceri care poate fi sprijinită a unei inițiative private, care, la fel sub îndrumarea specialiștilor și a biroului de reprezentare din Roma, o puteți avea.